Nintendo, dragilor, astăzi filmăm cel mai delicios episod de până acum, unde vom primi sfaturi despre antreprenoriat de la Dora și Andrei. Salut, dragilor, pentru început vreau să vă întreb de unde a pornit toată ideea cu Vafeneaua și să ne povestiți așa puțin despre voi. De la el a pornit. Deci e desertul lui de familie. Da, este o poveste mai lungă, cu mai multe elemente. O să încep cu sfârșitul, și anume că prima oară am închiriat la Impuls un spațiu, pentru că eu lucram de acasă și lucrând de acasă ca freelancer aveam o mică mare problemă, și anume nu mai aveam eficiență decât noaptea, pentru că noaptea era liniște în casă, să-mi spuse fica noastră, și în timpul zilei era mare forfotă prin casă. Ei, și după ce am închiriat spațiul, tot vedeam, văzând cât e de mică, putem face un fel de loc cu coffee to go, ceva unde intri rapid, ție ceva și pleci. Și am avut semn și înainte o tentativă câteva luni înainte să închiriem un spațiu lângă unde stăteam și am aflat că era deja dat, deci am ratat la milimetru. L-am găsit pe acesta total întâmplător și după ce ne-am axat pe coffee to go, ne-am dat seama că nu prea avem nicio șansă în termen real din două mari motive cinice, apropo de antreprenor, așa nume. Nici unul nu are experiență de barista sau de barman ospătar sau de a cunoaște tainele caferei în profunzime, sunt doar simpli băutori de cafea. Și în al doilea rând, concurența este extrem de mare, cel puțin la nivel de Timișoara sau la nivel de centru, cel puțin 30-40 de locuri din care poți să-ți iei cafea to go la o radius de un kilometru. Și nu am avut și nu avem forța financiară de a ne permite să ținem pe pierdere un loc ani mulți, doar cu gândul că las cândva o să vină bine. Ei, și acum mă duc la începutului, am ales vafele, pentru că ne-am întrebat, ei, dacă nu știm să facem cafea, am închiriat deja spațiu, deci chiria curge și chirile sunt destul de mari în centru, hai să facem ceva. Și ne-am gândit să facem ceea ce știm mai bine, și anume vafe, pentru că vafele erau desertul de familie la mine acasă când eram mic. În mod tradițional, tata făcea vafe duminica. Spre disperarea mamei, făcea multe vafe, de obicei se mâncau primele 3-4, că sunt destul de mari și ți-a stâmpărat pofta și gata. Și știam să fac vafe de la tata. Iar în facultate, deja eram cunoscut în cercul de prieteni de facultă pentru seriile de vafe pe care le făceam în apartament, unde eu făceam vafele cu rețeta din familie și colegii aduceau cremă de ciocolată, banane înghețată, gemuri, fiecare ce avea prin casă mai dulce. Da, în special Nutella și alte chestii de genul ăsta. Ei, și atunci, știind să fac vafe de acasă, văzând că vafele sunt destul de rare pe plan local, în sensul că am mai găsit în Timișoara două, trei locații care au în meniu un produs numite vafe, am fost să le gustăm, deci nu facem un secret din faptul că suntem foarte atenți la ce se întâmplă pe piață. Și ne-am dat seama că produsele ce le găsim pe piață în Timișoara ca vafe nu au absolut nicio legătură cu ce știm noi sau ce servim noi acasă. Și asta nu în sensul bun sau rău, dar pur și simplu ceea ce vedeam și știam noi că este o vafă și o mâncam ca vafă nu se compara cu ce era deja pe piața locală. Nici ca textură, nici ca și gust, nici ca dimensiune, din toate punctele de vedere. Deci, let's go for it. Am găsit nișa asta și ne-am decis pe la mijloc fazei de amenajare acestui loc să devină un local specializat pe vafe. De aia se observă și decorul de cu bibliotecă, cu scânduri. Practic, noi gândim să facem un fel de mini căsuța de la marginea pădurii, cam asta a fost conceptul nostru. Și cu vafele, iar, deși ne decisem pe vafe, iar pornise cu ideea că las că vine omul, iau o cafea și mai aș o vafă lângă. Și de fapt piața și clienții ne-au învățat că e exact invers, vine să-și ia o vafă și eventual un suc lângă. Deci vafa a ajuns produsul nostru principal. Credeți că timișorenii și-au dezvoltat un anume gust? De exemplu, care sunt ingredientele voastre preferate sau, să zic, secrete? Și aici e o poveste frumoasă. Prima oară, ingredientele preferate și după aia vorbim de cele secrete. La cele preferate, când am început, ne dispera în ghilimele sau nu ideea că toată lumea venea și cerea vafă cu Nutella. Deci era disperare. De ce? Pentru că, așa cum spune și clienților noștri astăzi, Nutella e pe toate gardurile, adică ceva cu Nutella poți și acasă, ți-ai de la supermarket un borcan de Nutella, ți-l pui pe pâine și spargi de un borcan, faci ce vrei tu, pâine, biscuiți. Și preferința inițială a pieței asta era Nutella. Noi pornisem la început cu ideea că o să facem vafe cu gemuri și dulceață de casă. Contractasem și am contractat un producător local mic din Neamț. Noi practic am făcut o
am publicat pe un grup de antreprenori foarte mare faptul că căutăm un producător de dulceață, am primit oferte din toată țara, vreo 50, și mi-era imposibil să le disting, eu m-am ocupat de selecția de oferte și de ce toate aveau aceleași sortimentații, din motiv că na, cam aceleași fructe cresc în România, mărul, măr, caisai, caisa, pieștica, pieștica, deci variația era foarte mică. Și în al treilea rând, toate aveau aceeași poveste, mare parte, nu se diferențiau cu nimica, până într-o zi în care o doamnă din București mi-a scris și a zis, ei, dacă vreți, știu o fundație din Piatra Neamț care face gemuri și dulceață și fac asta în scop caritabil, să strângă bani să trimită copii din Moldova la școală, din satele mai sărace, că are și o componentă de CSR, deci măcar banii aia sunt cu scop și ne-am împrietenit cu ei. Ei, am venit cu gemurile, piața cerea Nutella. Am încercat să-i mutăm pe gem, am reușit cu dulceață de mere și lămâie, pelteaua de gutui, am găsit câteva dulcețuri care prind foarte afinele, fructele de pădure, caisele disperare, tot timpul caise, așa, și pe parcurs am început să-i mutăm pe ingredientele secrete. Secrete ce înseamnă? Ne-am uitat la ce nu este din nou și am văzut, de exemplu, că în Timișoara, cel puțin, n-am văzut nicăieri, niciun local, nicio cofetărie, niciunde, caramel autentic. Și atunci am început să facem noi așa zis dulce de lege de castă. Îl procesăm noi direct din lapte, un lapte special mai gras decât laptele ăsta standard și obținem dulce de lege și o să aveți bucuria să gustați și voi după moment unde trebuie zis poate și gustat deja în secret. V-a lucrat în taină. Spune-mi, te rog, care sunt provocările atunci când pui pe picioare o astfel de afacere? Provocări. Sunt extrem de multe provocări. Aș pune în paranteză frustrări. În sensul că cea mai mare provocare este, cred că e deja un stereotip, este relația cu statul, cu autoritățile atât locale cât și centrale, din două mari motive. Parcă simți că statul, în loc să te încurajeze, te trage preșul de sub picioare la orice mișcare, datorită schimbărilor legislative foarte, foarte dese, oricât de tare îți dai interesul să fii cu toate în ordine, să vrei să faci toate cum trebuie, să n-ai nicio grijă, să dormi liniștit, este foarte greu pentru că se schimbă regulile în timpul jocului. Un exemplu banal care știu toți comercianții, mai ales în perioada asta, noi am cumpărat o casă de marcat, în sistem anunțați după 6 luni că se schimbă modelele, chiar dacă fiți cu unii pregătit cu softul necesar, cu raportarea electronică, de tot suntem obligați să le cumpărăm. Altă casă înseamnă cea mai ieftină încă 1000 de lei și mai pui 1000 de aici, mai pui 100 de acolo, mai pui știți expresia aia clasică, ștampila pe timbru, n-ai dosarul cu șină și uite așa, în loc să te ocupi de afacerea ta, te ocupi de plimbat dosare, hârtiuțe și stat la colț și cheltuit sute de lei pe hârtiuțe. Deci asta e provocarea 1. Provocarea a doua, așa, asta e specifică domeniului nostru, și cred că toți au pățit asta ca și clienți și în Timișoara și mai ales în România în general. Tuturor s-a întâmplat să meargă într-un loc, într-un restaurant, într-un local, să aprecieze foarte mult servirea, calitatea produselor și după câteva luni se strică. Zic, mamă, ce mișto făceau ăștia ciorba, dar parcă au stricat-o. Deci tentația este următoarea. După câteva luni în care vezi că profitul nu vine, cel mai la îndemână este să începi să tai din calitatea ingredientului. Spui, ce-ar fi să înlocuiesc în cazul ăsta, în loc de unt să punem margarină, ce-ar fi în loc de așa să punem arome, ce-ar fi în loc de gem să punem, este nenorocirea aia de gem la găleată de plastic, la 5 kg de găsiți pe papana și aia ieftin. Deci, astea sunt cele mai provocări. Pentru noi asta cu ingredientele nu este o provocare din punctul ăsta de vedere. Singura provocare este să menținem cumva structura de cost, cum se zice, și să reușim să explicăm clienților că preferăm în extremis să scumpim cu un leu cu 50 de bani decât să înlocuim untul cu margarină. Pe lângă ce ai menționat acum, mai sunt și alte greșeli pe care le fac tinerii antreprenori din experiența ta. Da, foarte greșeală foarte mare pe care am făcut-o și noi și observăm este să vrei să le faci pe toate deodată. Și anume, să vrei să ai și o paletă largă, în cazul nostru, o paletă largă de varietăți pentru wafe, vrei să ai și o paletă largă pe cafea cu latte macchiato, cu cappuccino, care e așa înșiruite, par foarte simple, dar în spatele barului sunt un pic mai complexe. După aia vrei să ai și 10-20 de feluri de bere și 5-6-7 feluri de suc. Noi deja am trecut prin asta spre disperarea Dorei, când azi vară noi ca desertări ajunsesem la 12 etichete de bere și tot îmi spunea, și când a venit prima oară frigiderul de bere nu apare în cadru, ce facem aici? E cu desert, nu-i berărie, ce Dumnezeu face cu frigiderul de bere? Hai că dacă era de suc înțelegeam. Erau foarte multe, nici eu nu le știam. Trebuia să mă uit, efectiv. Nici acum nu le știu. Și nici acum nu le știu, pentru că le rotește. Veniți, vă rog, cum este să fii antreprenor în Timișoara?
E de muncă. Și e haos. E haos pentru că odată concurența este foarte mare, dar pe de altă parte e foarte frumos în Timișoara faptul că orașul este cosmopolit și are un farmec aparte și farmecul acestui oraș, cel puțin eu care vin de altundeva, și majoritatea de tineri de aici vin de altundeva, numai din încăpere, ci în general valul de tineret în mare parte vine din mai multe zone ale țării. Orașul este cosmopolit, foarte deschis la nou și foarte deschis la minte. Așa văd Timișoara, este aici de 11 ani și pentru asta am și venit, asta m-a atras la Timișoara. Mama mea făcând facultate la Timișoara acum mulți ani și inspirându-mi sau insuflându-mi această curiozitate pentru oraș. Și am venit aici și mi s-a confirmat ce a spus ea, că ea făcând acum 20 de ani aici școala, faptul că e un oraș foarte deschis la nou și nu mi se pare deloc întâmplător că aici orașul care a pornit și revoluția și toate elementele astea. Deci partea frumoasă este flexibilitatea și deschiderea la nou. Partea mai puțin frumoasă este faptul că, din păcate, orașul rămâne puțin în urmă din punct de vedere al administrații locale, să spun lucrurilor pe nume, în sensul că infrastructura este deja la limitele maxime, putem vedea asta în fiecare zi, bară la bară prin oraș, deci în loc să facem afaceri, în loc să mâncăm vafe, în loc să stăm cu familia, stăm bară la bară în trafic și asta pare mega banal ce legătură are vafa cu traficul, dar are, pentru că timpii în mașină sunt timpii în care omul nu se bucură de viață, nu produce, nici nu consumă, maxim consumă motorină, dar nu are Timișoara chiar o rafinărie ca Ploieștiul, ca să zici că ar câștiga orașul din stat la bară la bară. Deci e un combo ciudat. Însă, overall, mediul de business local este foarte viu și de când am venit aici în cartier, știu că sunt ca un clișeu din melodiile de acum 20 de ani, de când am venit în cartier am reușit să facem o legătură bună cu cei din domeniu, cu vecinii și să observăm, inclusiv cu oameni din alte domenii, tot din zonă sau din oraș, există un apetit pentru colaborare și un apetit pentru asociere și un apetit pentru a lucra împreună și a trece peste greutăți. Pentru final, așa, aș vrea să-mi dați amândoi câteva sfaturi pentru tinerii care își doresc să devină antreprenori. Cred că primul și cel mai mare sfat ar fi să se înarmeze cu multă răbdare și să nu aibă impresia că o să le facă șosele și iasă toate peste noapte. Și să fie convinși că tot timpul o să găsească încă ceva de făcut, ceva de bunătății, ceva, o să le pice fisa, că, uai, acolo aș putea să fac altfel, sau să schimb acolo, sau să modific în partea cealaltă. Și să nu se supere pe ei neapărat, cum o să gândi la toate de la început. Dar n-ai cum să te gândești la toate de la început. Ne dăm seama noi, inclusiv în, cum să zic, ce asta apropo de sfat, tot ce mai important, n-aș pune sfat, ci un fel de în căsnicie se poartă expresia de aur I told you so. Adică este chestia aia când vrei să faci o treabă și cei din jurul tău zice apropiat spun nu fă că vezi că va ieși nu știu cum și tu zici lasă, lasă că fac eu. Deci I told you so se aplică și în afaceri. Planul de afaceri pe hârtie e de cel mai multe ori muzică, e pian, deci totul e numai muzică. Zici wow, pare foarte ușor. Și pe lângă că pare ușor planul de afaceri pe hârtie, vine cu niște predicții care de cel mai mult vor fi nerealiste. Vei zice, exemplu noi. Noi am zis că vom vinde câteva zeci de cafele bune pe zi și câteva vafe pe lângă. E exact invers. Noi am zis că o să se ceară foarte mult, nu știu, mi-am zis eu, iar mă întorc la beri, că o să fac rupere în cartier, că aduc o bere din Germania, de la o berărie din 1050 toamna, de are o poveste de jumătate de oră pot vorbi despre ea. Și de fapt, vezi despre ea jumătate. Da, și mai vine clientul și zice, bine, la halbă n-ai? Și atunci, în fel de îi spui, am făcut aici o rachetă spațială și îți întreabă, bine, mă duci pe până la gara cu căruța? Și cam asta este. Ideea este planul de afaceri să fie cât mai realist și planul de afaceri să aibă o marjă cât mai mare de flexibilitate. Asta este. Deci, mai ales la partea de buget, îți spui că mă costă o treabă aia un leu, sunt șanse foarte mari să coste 1,20 lei și sunt șanse foarte mari ca pe lângă leu să mă trească să-l cumpăr alte chestii cu alt leu. Și în contextul ăsta chiar recomand deschis și poate să vină și la noi cei care vor fi un domeniu asemănător. E foarte important să-ți găsești un mentor sau dacă nu un mentor, un om, o echipă, o firmă care are o afacere în domeniul pe care ești atras sau atrasă și trebuie să comunici cu acei oameni pentru că, contrar aparențelor, nu vei da de gând și nu ne fost frică, dai de gândirea de ce vrei să intri la noi, să ne faci concurență. Nu, cine gândește așa e egoist și mărunt. În practică, foarte mulți oameni de afaceri, chiar
chiar oameni mai în vârstă, vor fi foarte deschiși și entuziasmați să sfătuiască pe alții. Desigur că nu o să-ți dezvolte secretele cele mai mari, dar o să-ți dea 2, 3, 4 informații care te duci acasă și zici, deci e total pe lângă cum am gândit eu. Spuneți-mi, vă rog, unde vă pot găsi pofticioșii care ne urmăresc în momentul acesta? Dora, ai legătura. Pe Mărășești. Pe Mărășești, cu Gheorghe Lazar. Adresa oficială este strada Gheorghe Lazar. Practica este ușa de pe Mărășești. La chiar lângă spitalul militar. Și dacă vor să vadă vafele, noi sunt acolo pe Facebook, să vadă vafele pe Facebook și acolo tot timpul postăm vafele cele mai noi și facem foarte des, clienții noștri ai casei știu, foarte des facem sondaje de opinie în legătură cu celor ce au fost aducem Pepsi sau Cola, facem vafă cu ciocolată albă și ananas sau vafă cu cremă de alune. Dar, în fine, ușa noastră e aici, pe pețonare, ca să închidem întrebarea și apăsați pe clanță, dar luați aminte faptul că locul este mic, mic, mic. Adică o masă și câteva pulturi. E mică de aia noastră, cum expresia aia din popor. Da. Mulțumesc că ne-ați primit la voi, iar voi, dragilor, nu v-ați pe voi ca de fiecare dată pentru un like, un share și un subscribe.